Pasiune. Educație. Curiozitate. Inovație. Cunoaștere. Sunt tânăr de România. Matematica este regina tuturor științelor. O spune un tânăr care la prima vedere poate fi ușor confundat cu un student și totuși este antrenor de genii. La doar 29 de ani, Flavian Georgescu e proful de mate care coordonează lotul olimpic de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Astfel de genii, vreau să cred că suntem niște oameni obișnuiți. Geniu poate e prea mult spus. Avem această mare pasiune pentru matematică, pentru disciplina reală în general. Toată copilăria, pe parcursul liceului și în facultate, simțeam că vreau să îi învăț și pe alții ce am învățat eu la rândul meu. Simțeam că sunt construit pentru această meserie și, sincer, e, cred că, cel mai frumos lucru din lume să poți antrena niște copii care, la rândul lor, să dea niște rezultate atât de faimoase. Flavian a fost, la rândul lui, un elev olimpic. Până să devină dascăl, s-a gândit și la o carieră artistică, pentru că, pe lângă matematică, stăpânește bine dansul și impresionează cu vocea la karaoke. Sincer, nu mi-am dorit să fiu neapărat profesor. Mi-am dorit, în mod special, să lucrez cu elevii olimpici. Poate că meseria mea era cu totul alta dacă nu existau acești copii deosebiți și această școală. Flavian a absolvit Liceul Internațional de Informatică București, iar acum predă aici. Își amintește că la finalul anilor de studiu a fost singurul care nu a aplicat la universități din străinătate. În momentul de față sunt singurul din generația mea care am rămas în țară. Cei mai mulți dintre colegii mei sunt în America, dar și prin Europa, în Germania, Franța, Anglia, foarte mulți în momentul de față sunt în Anglia. Ei respectă această decizie și niciodată nu au considerat o opțiune greșită. Eu cred că sunt mândri de faptul că am ales acest drum. Până la urmă, România are nevoie și de oameni care să o ajute. Mulți dintre ei cred eu că se vor și întoarce în țară. Ca profesor, deși este încă foarte tânăr, Flavian se mândrește deja cu 10 de olimpici naționali și internaționali. El spune că unul dintre secrete este să tratezi elevul de la egal la egal. Totdeauna pot să spun că am fost mai atras de profesorii mei tineri, deoarece pot relaționa mai bine cu ei, ne înțeleg mai bine pe noi ca elevi. Totdeauna a fost aproape de noi, ne-a ascultat orice problemă avea, atât legată de matematică, cât și în afara acestea. Viața noastră. Extraordinar, pe lângă faptul că pot să spun că înțeleg de fiecare dată orice ne predă. Deci n-a existat un moment în care spun că nu înțeleg ceva. Îl simțim oricum și ca un prieten al nostru. Vreau să mă vadă omul Flavian Georgescu înainte de profesorul Flavian Georgescu. Consider că generațiile din ziua de astăzi nu mai pot fi ținute sub teroarea fricii, mai ales astfel de copii deștepți. Mulți sunt contra acestei afirmații, însă statistic se dovedește că cu cât ești mai apropiat de elev, cu atât ai mai multe șanse de a te atașa de sufletul lui și atunci și el te va respecta și va înțelege că ceea ce tu îl rogi să facă, să învețe și să-și facă temele sunt spre binele lui. Și pentru că antrenează creiere, își tratează elevii precum selecționerul unei echipe. Înaintea competițiilor, îi încurajează prin prezența unui psiholog cu care discută. În plus, pentru a da randament la concurs, Flavian îi ajută înainte să se relaxeze prin diverse activități pe care le fac împreună. Tu trebuie să tragi tare acolo, să visezi că ești acel erou care în jumătate de oră rezolvă tot. Înainte de competițiile cele mai importante, mergem la un tenis de masă, la un biliard, la un karaoke, ne uităm la un film motivațional, vedem un meci de tenis, un meci de handbal, un meci de fotbal, o victorie a unei echipe după ce toată lumea credea că gata, meciul e pierdut. Flavian spune că realizările profesionale i-au adus bucurii, dar premiul cel mare în viață îl reprezintă pentru el familia. Ecuația vieții, eu cred că e o ecuație care până în acest moment n-a putut fi rezolvată.
Dar cred că dacă ai norocul să fii un om sănătos, cu o familie care să te sprijine, să te iubească, să-ți găsești locul, cred că cel mai important lucru este să faci ce îți dorești. Dacă sufletul și mintea sunt în aceeași direcție, cred că te poți considera un om fericit.